Ovidiu, îți mulțumim pentru că ai acceptat provocarea noastră de a răspunde întrebărilor venite de la suporterii echipei naționale. Am primit foarte multe întrebări pe pagina de Facebook. Din acestea am ales 10 întrebări, iar la final vei alege una, cea mai interesantă, care va fi premiată cu o pereche de căști. Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Bună ziua! Prima întrebare este de la Cătălin Ionuț și este: dacă ai fi acum la o echipă ca Barcelona și te-ar chema la Naționala României, dar antrenorul de la club nu te-ar lăsa, ce ai face? Păi, în primul rând, m-aș duce la antrenor și aș insista pe chestia asta că vreau să-mi reprezint țara cu mândrie și îmi doresc să fiu la echipa națională. Întrebare de la Manu Militaru. Care este modelul tău în carieră, fotbalistul pe care îl admiri cel mai mult pe postul tău? Casemiro. Întrebare de la Tudor Daniel Cuțul. Cât de importantă este susținerea morală a familiei atunci când pleci de mic de acasă? Păi este cea mai importantă, susținerea părinților, că au fost mereu lângă mine și m-au urtat mereu. Întrebare de la Hurmuz Nelo Ion. Ce ți-ar plăcea să fii? Tată de băiat sau de fată? Tată de băiat. Întrebare de la Dănuț Teodorescu. Ce sfat ai pentru micii fotbaliști în formare și dacă merită să-ți investești timpul în acest sport? Păi le doresc, dacă și-au ales pasul ăsta să meargă către fotbal, să muncească foarte mult și să nu renunțe la ceea ce își doresc. Și da, merită toată susținerea părinților sau a familiei pentru a ajunge fotbaliști. Dacă nu erai fotbalist, ce ți-ai fi dorit să fii? Nu știu, nu m-aș vedea să fac altceva. Doar fotbal, atât aș putea să fac. Întrebare de la Andrei Marcus Roman. Care consider că este cea mai mare calitate a ta, dar și care e abilitatea la care trebuie să lucrezi cel mai mult? Cea mai mare calitate a mea este agresivitatea și ar trebui să mai îmbunătățesc la poziționarea în teren. Întrebare de la Mihai Alexandru. Dacă ai putea naturaliza un jucător de top, care ar fi acela? Messi. Întrebare de la Cătălin Nedeloiu. Cât de mult lucrezi la factorul psihic și cât de mult crezi că acest lucru contează în dezvoltarea ta ca fotbalist? Lucrez foarte mult la factorul meu psihic și este foarte important în cariera de fotbalist. Ultima întrebare este de la Alexandru Moisei. Dacă ai putea călători în timp, ce sfat i-ai da versiunii tale în vârstă de 14 ani? Păi vor veni și vremuri grele, dar totul trece și nu te lăsa afectat. Iar acum, cea mai interesantă întrebare care va fi premiată cu o pereche de căști? Prima întrebare. La Barcelona, dacă nu m-ar lăsa